Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă puteți și abona pentru a fi la curent zi de zi cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră. Și vă mulțumim că sunteți alături de noi în număr atât de mare în fiecare zi. Discutăm astăzi despre activitatea pe care Garda de Mediu din județul Hunedoara o are și a avut-o în ultima perioadă, pentru că a fost una destul de aglomerată, să nu uităm. Sunt multe lucruri, atribuții care intră în sarcina celor de la Garda de Mediu. Vom discuta astăzi despre ele, vom discuta și despre sancțiunile pe care le-au aplicat în ultima perioadă și, bineînțeles, trebuie să fiți foarte atenți atunci când alegeți să igienizați, spre exemplu, terenurile pe care le aveți prin ardere, pentru că riscați amenzi usturătoare. Vom discuta astăzi despre toate aceste informații, care sperăm noi să fie utile pentru dumneavoastră, dar și alte noutăți, cu invitatul meu, domnul Dorel Bretean, comisar șef al Gărzii de Mediu Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Salut, bine, doamna Tamaș! O vară incendiară și la propriu și la figurat, putem spune, din foarte multe puncte de vedere. Nu doar temperaturile de afară ne-au cam dat peste cap așa mersul de cele mai multe ori, ci și unele evenimente pe care le-au regăsit, iartă, și de fiecare dată ați făcut publice informațiile cu privire la activitatea pe care o desfășurați și dumneavoastră și colegii dumneavoastră în județul Hunedoara. Și o să încep cu acest subiect, pentru că este unul de actualitate, cel privind incendierea miriștilor, incendierea terenurilor, pentru că, să nu uităm, avem cumva împământenit așa foarte bine acest lucru, că cel mai bine îi merge terenului și locului pe care mulți dintre hunedoreni încă îl mai lucrează, dacă îl incendiem, se curăță foarte bine, se regenerează terenul foarte bine dacă alegem această variantă de a-l curăța. Lucrurile s-au schimbat în timp, în ani, legislația exact este cu totul și cu totul alta. Aveți de lucru și dumneavoastră și pompierii, pentru că sunt în mijlocul flăcărilor de fiecare dată atunci când sunt identificate astfel de situații. Da, facem echipe comune inclusiv cu APIA, pentru că ei se ocupă de subvențiile acordate pe suprafețe agricole și evident că lucrurile trebuie să fie într-o anumită formă. Acum, dat fiind și căldurile foarte mari și seceta din sol, cred că ar trebui să ne dea gândit tuturor cum facem să totuși să fie un mediu curat. Pe lângă aceste aspecte ale climei, dacă mai facem și noi ardem miriști și tot felul de grămezi de vegetale uscate, evident că poluăm aerul și, generic vorbind, așa ia, că am dat și eu un foc, cum sunt răspunsurile, imediat mai e o grămadă mică și se duce tot. Da, dar avem în jurul nostru, dacă nu în familie acolo, vecini care suferă de astm, copii care trebuie să crească într-un mediu sănătos, poate chiar sunt mai sensibili la calitatea aerului. Și atunci, evident că ceea ce facem acolo din foc este o poluare efectivă. No, amenziile sunt foarte mari pe acest domeniu. Pentru persoanele fizice, amenziile sunt cuprinse între 7.500 de lei și 15.000 de lei, iar pentru persoane juridice de la 50.000 de lei la 75.000 de lei. Aici ne referim la lucruri mai majore. De principiu, campaniile care le-am făcut împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pompieri în sine și cu APIA, a fost de a atrage atenția, de a explica oamenilor ce se întâmplă și de ce ar trebui să găsească alte soluții pentru eliminarea acestor deșeuri. Da, noi sperăm că de la an la an lucrurile se îmbunătățesc, pentru că există, cum spuneați, în istoricul nostru anumite concepte, să schimbăm aceste concepte și lumea se comporte altfel. Am avut și o serie de campanii în școli, de
chiar grădiniță, de la grădiniță, școală primară, liceu, în care, pe lângă aspectele legate de colectarea selectivă de gunoaie, de aer curat, ape curate, am discutat acest aspect și sper ca acești copii care ne-au ascultat să atragă atenția părinților, bunicilor, ce e bine și ce nu e bine, apropo de protecția mediului. Cred că ei sunt cei mai de încredere parteneri, da, atunci când vine vorba de... Mai infocați. Exact. Da, exact. E bine că ați pornit astfel de campanii de la copii cu vârste tot mai mici, pentru că trebuie cumva educați încă din primii ani așa de viață și în acest sens. Au fost aplicate până acum sancțiuni maxime, pentru că aminteați puțin mai devreme, și pentru persoanele fizice, dar și pentru cele juridice, sume destul de mari pe care ar trebui să le achite cei care, iată, își incendiază terenurile. De principiu, atunci când am fost cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dânsii au aplicat amenziile. Ei sunt cei care sancționează. Pentru că datoria lor, asta e o datorie principală. Și pot să vă spun că am avut și o sancțiune anul ăsta la o companie care a... Niște angajați, de fapt, au făcut o curățenie și au dat foc la restul respective. Plus că am mai avut... Cu speranța că nu vor fi prinși de către instituțiile abilitate. Da, nici nu s-au gândit. Nici nu s-au gândit și chiar când am ajuns acolo și eu am fost alături de colegii mei să vedem ce se întâmplă și nici patronatul, ca să spun așa, da, unde? La noi în curte, da, păi era într-un colț departe, dar ei fiind în birouri nici nu au sesizat sau... Da, și ne întoarcem la faptul că este atât de împământenit acest gest pe care de a da foc unor resturi, încât uneori nici nu realizăm cât de mult efectul. Rău facem. Da, exact, așa este. Nu, noi sperăm ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Am mai avut incendieri, întâmplătoare de deșeuri adunate într-o anumită locație în afara unei localități, da, deșeuri vegetale, și au curățat oamenii pomii, au adunat toate resturile într-un loc, da, le-au dus că acolo era vechea groapă de gunoi și evident că ceva s-a întâmplat acolo, de la un ciop de sticlă s-a creat efectul de lupă și a luat foc și a fost amendată primăria respectivă, dat fiind că era zonă publică și nu au avut grijă să elimine acele deșeuri de acolo, chiar dacă sunt vegetale, și să nu se întâmple, să prevină astfel de incidente. Unele primării, unii primari au reușit cumva să mai limiteze astfel de acțiune ale oamenilor, pentru că deja sunt cunoscute locurile unde se depozitează deșeuri la periferia unor sate, unor orașe și așa mai departe, și au reușit să mai diminueze tocmai prin faptul că au amplasat acolo camere de supraveghere video. Nu toți au reușit să facă acest lucru, dar îmi vine acum în minte un exemplu la Băcia, spre exemplu, au fost montate chiar pe malul râului Strei. Acolo unde imediat, cred că la o zi sau două, discutam cu domnul primar și îmi spunea că deja au identificat câteva persoane care au depozitat ilegal deșeuri acolo. Iată cât de eficient este acest sistem. De a rezolva anumite lucruri. Din câte ați văzut și la Șoimuș, au mai fost publicate de către primăria Șoimuș anumite imagini cu camionete care deversau tot felul de deșeuri din construcții, de principiu, nu gunoi. Da, nici acelea nu sunt pretabile pentru a le pune oriunde și oricum. Da, trebuie luate anumite măsuri. În județul Bihor, de exemplu, pe drumurile naționale s-au amplasat o serie de camere și evident că am văzut imagini în care oprea mașina pe margine și arunca două plase umplute cu gunoi, evident, pe marginea, în șanțul drumului. No, trebuie să avem grijă ce se întâmplă în jurul nostru. Evident că nu ne-ar place ca cineva să arunce la noi. Același lucru trebuie să-l facem și noi cu ceilalți. Și implicarea aceasta a comunităților este foarte importantă. A fost la un moment dat o acțiune la Peștiș. Să dăm nume, că sunt bune practici. Primăria Peștiș s-a îngrenat într-o acțiune de curățare a
șanțurilor și zonelor adiacente drumurilor din comună și cu fiecare sat în parte, oamenii din sat, cu copiii, cu tot. Evident că după aceea toți au fost atenți în momentul în care a apărut ceva gunoi undeva. Cine l-a dus, de ce l-a dus și evident spuneau, sunau la primărie că uite ce au făcut X sau Y. Asta de, pentru că au contribuit și ei la... Pentru că, da, ei au muncit, și... au curățat, tot a fost frumos. Așa, după dacă aceea, stăm deoparte... Stăm pasivi, iată că se pot întâmpla multe, da, din păcate. Deci, iată că se poate și se pot face lucrurile, da, se pot face mult mai bine dacă ne implicăm și noi. Că de cele mai multe ori, într-adevăr, așteptăm ca primarul să facă, primarul să cosească în fața porții, primarul să facă totul dacă s-ar putea. Curățarea șanțurilor, sigur. Exact, dar noi mai puțin să facem. Într-adevăr, sunt unele, da, lucruri care administrațiile locale, instituțiile abilitate sunt obligate, practic, să facă anumite lucruri, dar mai putem interveni și noi pe aici, pe acolo, pentru... Absolut, absolut. În ultima vreme chiar am avut niște mici probleme, nu? În zonele unde, pe lângă marile orașe, există comunități sărace care și-au încropit acolo o zonă și chiar acum, în weekend, am avut, spuneam, un mini-incendiu în zona Petroșani, unde e o zonă mai... zona Golgota se numește, unde sunt oameni mai săraci și evident că ei strâng într-un loc gunoiul și ia că cineva i-a dat foc, intenționat sau nu, nu știm, poate chiar copii, dar a fost stins rapid de către ISU și nu a fost o poluare majoră. Dar se întâmplă și aici trebuie să accelerăm un pic informarea populației, conștientizarea vis-a-vis de acest lucru, pentru că este nociv atât pentru oameni, cât și pentru animale și evident pentru mediu, pentru sol. Sunt efectuate măsurători în urma unor astfel de incendii, fie că vorbim de incendii de vegetație, incendii care nu știu, provin de la deșeuri, cauciucuri, pentru că și aici am avut o problemă, nu știu dacă mai este sau nu în județul Hunedoara. Este măsurată calitatea aerului după aceste incidente? Da, deci există o serie de stații fixe pe raza județului și anume 5 stații care aparțin Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara și care are în dotare și două laboratoare mobile de lucru, acestea fiind solicitate doar în cazuri în care se constată o poluare periculoasă pentru sănătatea oamenilor. Și atunci am avut, de exemplu, la Paroșeni, un incident în care s-a creat un plafon de nori și tot gazul acela cu sulf, cu miros de sulf, a rămas blocat și evident că după ce, când a răsărit soarele, s-a împrăștiat și a mirosit în Lupeni, în vulcan, a sulf. Și atunci, evident că s-au pus toți factorii în mișcare, inclusiv stația mobilă de la Agenția pentru Protecția Mediului și a făcut măsurătorile, pe lângă faptul că și ISU a adus o stație mobilă de la Sibiu, care au măsurat 24 de ore după aceea tot aerul de acolo. A fost monitorizat. A fost monitorizat, da, și nu s-a mai confirmat, deci a fost așa o cumulare, să zicem, din punct de vedere natural, provocată natural. No, actualmente, Agenția pentru Protecția Mediului, pe care sperăm să-i și întrebați, au primit pe tot așa finanțat european o auto utilitară ultramodernă, dotată cu un laborator care analizează foarte mulți factori de mediu și care evident o să o folosim și noi, o să îi solicităm dacă avem probleme pe această temă în județ. În ceea ce privește depozitarea deșeurilor și gestionarea lor, am văzut că ați și făcut un bilanț. Cum îl faceți de altfel de fiecare dată, în fiecare an, de câteva ori? Și aici, în continuare, avem probleme, da, destul avem de mari. Probleme destul de mari. Acum există la nivelul județului planul județean pentru gestionarea deșeurilor. El este elaborat în baza unor studii și, mă rog, a realității din teren,
de către Consiliul Județean Hunedoara. Cu previziunile pentru viitor, pentru că trebuie să te adaptezi, să faci platforme acolo unde e cazul, dacă sunt prea puține sau dacă sunt prea multe, să muți. Și zonele de colectare, la fel, au fost împărțite foarte clar în urma unor studii. La fel, Consiliul Județean are deponeul de deșeuri de la Bârcea, care este dat în administrarea unei companii. Pe lângă aceste planuri și, mă rog, care sunt, cum să zic, elaborate științific și știm pe clar tehnic ce va urma, mai este Asociația de Dezvoltare ADI Deșeuri, care, fiind parte componentă a tuturor OAT-urilor din județul Hunedoara, are planuri de realizat funcție de sarcinile pe care și le-a asumat România vis-a-vis de Uniunea Europeană pe această tematică. Din nefericire, încă nu sunt realizate toate lucrurile care au fost și le-au propus și încă operatorii de pe raza județului, pe cele patru zone, doar pe o zonă sunt... au contract pe o perioadă lungă de timp, în rest sunt contracte foarte scurte până la realizarea licitațiilor și vom vedea cine va câștiga gestionarea acestor zone, pentru că prin aceste caiete de sarcini se impun anumiți parametri pe care trebuie să-i realizăm noi ca țară, noi ca județ și noi ca UAT, ca și primărie. Și evident că aici toți primarii ar trebui să dea un concurs ADI-ului pentru a atinge parametrii asumați de România. Pot să vă spun așa în premieră vis-a-vis de sistemul garanție returnare SGRE, da? Că și primăriile pot să organizeze puncte de colectare. Și, asta înseamnă că ar trebui să-și achiziționeze, nu? Un astfel de aparat cu care deja suntem familiarizați și, exact, cu toții. Exact, și să dea cuiva în gestiune, în folosință, sub o formă sau alta, care să administreze acel punct de lucru și să ocupe de preluare, predare, tot. Deci nu primăria în sine. Dar pot face acest lucru. Și din câte știm noi până la ora asta, există o singură primărie, primăria Baru, care a demarat procedura pentru a face acest lucru, ulterior aflând că este și prima din țară, comună, vorbim de comune, da? Ceea ce ne bucură și sperăm ca și alți primari, alte primării să ia exemplu și să ajute la acest lucru. De ce? Există anumite avantaje mai mari, să spunem, față de varianta clasică pe care o cunoaștem? Pentru comunitate există avantaje clare. Toate primăriile au un target de realizat în prelucrarea acestor deșeuri reciclabile, în preluare și prelucrare. Ei, dacă ei generează, dau un exemplu, 10 tone sunt de gunoi, sunt obligați ca 6 tone să fie materiale reciclabile, să încerce să le adune, să le pună fiecare pe categorii și să le livreze unui operator care le poate recicla. Acest lucru nu se prea întâmplă deocamdată și atunci pentru nerealizarea targetului de 60% din gunoiul colectat, primăriile plătesc penalități către Fondul de Mediu. Practic, în prezent, toate primăriile plătesc. În prezent, toate primăriile plătesc pentru că nu e foarte bine organizat acest sistem. Acest sistem trebuie organizat începând de la operatorul pe acea regiune, care încă nu e fix, este temporar și ca urmare nu se implică în așa măsură. Trebuie făcute niște investiții. No. Și atunci plătesc la Fondul de Mediu penalități. De la cine? Din taxele și impozitele oamenilor de pe raza
primăriei. Da, banii care ar putea fi folosiți în alte direcții. Direcționați, da? Spre alte lucruri care sunt necesare. Dar așa plătim, practic, amenzi. Că și da, aceste. Și atunci, dacă reușești să se organizezi un astfel de loc, acele cantitățile care tu le colectezi acolo și care nu mai pleacă la, dau exemplu generic, în capitala județului, la marele supermarket din capăt sau la alte magazine din orașele de pe lângă acea comună, da? Pentru că oamenii le pun în plasă, le pun în mașină și când se duc la cumpărături în orașul mare, le bag acolo. Da? Asta și după ce stau la o coadă destul de considerabilă. Corect. Și ele sunt înregistrate pe raza OAT-ului, unde există acel aparat. Deci comuna pierde și plătește la fondul de mediu. De ce era și acea sintagmă, plătești cât arunci. Acolo sperăm să ajungem. Da, doar că este mai important. Avem foarte mult până acolo în condițiile mai în care avem, mare parte dintre platformele amenajate și în Deva și în alte localități nu au apă, nu au canalizare așa cum ar fi trebuit să existe, da, deja. Corect. E greu să dăm așa cam în timp cât ar mai dura până când vom ajunge la acest sistem să plătim exact cât noi generăm. Dar funcție de fiecare ne mișcăm cam primărie, greu. Da. Acum, anul acesta au accesat o serie de comune proiecte, inclusiv reședința de județ, mi se pare că are vreo 40 de sisteme din acestea de preluare care să le pună și să le facă clar modern și așa cum trebuie, cum fac o paranteză aici, mi-amintesc de un amic de-a meu care îmi spunea că a fost la o cabană și au ținut ziua de naștere, a adunat tot gunoiul acolo, tot ce trebuie și când s-au dus spre oraș s-au oprit din loc în loc să vadă unde să le arunce, să nu mai ajungă cu ele până acasă. Nu e în județul nostru. Și evident că toate sistemele de colectare erau închise cu chip și cu cod și evident că lângă era o băncuță cu bunicuțe care stăteau acolo și oricine se oprea și ieșea din mașină cu punga și fugea până acolo și ajungea acolo și nu reușea să deschidă, să arunce gunoiul și fugea înapoi la mașină, se împrășteau de râs. Și îmi a povestit, da, zice, uite, că decât să mergem până era tocmai din alt județ și zice să ducem gunoi până acolo, am zis că îl aruncăm pe drum, mă rog. Și ce s-au distrat băbuțele de pe bancă de noi, cum am fugit până la ghenă și am fugit înapoi și am pus gunoi în mașină. Au întâlnit doamnele respective. Acolo trebuie să ajungem pentru că generatorul, da, plătește gunoiul, adică nu plătim gunoiul lui alții. Noi stând într-un anumit loc să vină alții să arunce gunoi acolo și noi să-l plătim. Se întâmplă în prezent, se întâmplă și persoane juridice care aruncă, sigur, pe platformele amenajate pentru cei care locuiesc la blocuri. Se întâmplă și este cam greu, da, de gestionat cu sistemul actual, bineînțeles, da, această problemă. Dar cu investiții și cu puțin efort și din partea autorităților și din partea firmei și din partea oamenilor, lucrurile ar putea intra totuși pe, da, un făgaș normal. Trebuie să înțelegem că toate aceste materiale care se pot recicla, dacă ajung la gunoi, se contaminează cu alte substanțe, cu ce mai acolo și nu mai sunt recuperabile. De aceea e bine ca din start să le punem separat și să le aruncăm acolo unde le este locul. Paradoxal, mulți oameni fac acest lucru, da, doar că la fel de mulți au și renunțat în timp să mai procedeze astfel, tocmai pentru că cei care ridică gunoiul, îl ridică în aceeași mașină, în același loc și atunci oamenii au fost cam descurajați, să spunem. Da, corect, am avut astfel de cazuri, însă am făcut controle punctuale nu numai în Deva, ci și în Hunedoara și în Petroșani și am urmărit modul de colectare a materialelor reciclabile și
S-a conformat și operatorul de pe fiecare zonă și le ridica așa, conform, cu mașini inscripționate special pentru acele deșeuri și care ajungeau unde trebuie și erau reciclate. La un moment dat și în presa internațională și în cea națională vedeam titluri România, groapa de gunoi a Europei, România sau în România ajung destul de ușor deșeuri de diferite forme, să spunem, vorbim aici și de haine și de cauciucuri și așa mai departe. S-a mai diminuat numărul acestor containere care ajung în România. Chiar și în județul Hunedoara au mai fost unele tiruri care aveau destinația județul Hunedoara. Unele dintre ele, mi-am că au fost oprite la timp în vamă, altele s-au strecurat cumva și au ajuns la destinație. Da, încă nu există o foarte bună... un foarte bun sistem de control din partea Poliției de Frontieră. Pentru că ei trebuie să sesizeze vis-a-vis de ce transportă un camion, da? Dacă este deșeu, se cheamă garda de mediu care este acolo de luni până vineri seara. Iar la solicitare se prezintă și sâmbătă și duminică în vamă. Mai este OPC-ul, care Oficiul pentru Protecția Consumatorului, care verifică marfă care este susceptibilă a nu fi marfă. Gen, vorbim aici de partea de second hand, de la mobilier, la haine, la aparatură electrocasnică. Și în acest mod se face o selecție la vamă. Când ei sunt foarte aglomerați, acele mașini se sigilează și ne trimit nouă documentele pentru a verifica la descărcare în județul nostru sau în alte județe. Deci sunt unde lăsate să intre în țară, sigilate, cu obligativitatea ca dumneavoastră, mă rog, garda de mediu, să verifice la destinație aceste transporturi. Da, să ne luăm sigiliul jos, că cine îl pune, el și ia, aceeași instituție, și atunci colegii mei se deplasează, desigilează, verifică marfa. Dacă nu e conformă, se ia măsura reîntoarcerii mărfii de, în țara de proveniență. Dacă este conformă, se poate descărca. Și acest lucru nu se întâmplă numai cu haine, se întâmplă și cu materiale, gen șpan, ca să zic așa, care este adus, de exemplu, pentru combinatul de la, pentru oțelăria de la Hunedoara și care sunt sigilate în vamă și le verificăm noi aici. Deci sunt o multitudine, spectru e foarte mare, foarte larg, de la minereuri, tot felul de minereuri, cu tot felul de conținut, pe care cineva le poate procesa și poate scoate elemente din acel minereu, să-l valorificăm cumva, să nu-l depozităm pur și simplu. Cam aceștia sunt problemele pe partea de importuri. Evident că țările din care provin au o lejeritate în a da drumul acelor mașini, pentru că evident se scapă de o problemă. Și atunci ne rămâne nouă sarcină să verificăm ce ajunge la granița noastră și ce intră în țară. Garda de Mediu a făcut 50 de angajări acum un an jumate, noi angajări, și toți acești oameni au fost direcționați spre cele 16 puncte vamale unde se fac aceste controle, ca să asigure continuitatea acolo. Sperăm ca creșterea anunțată într-un fel sau altul de 150 de noi comisari de mediu să se întâmple, pentru că într-adevăr lucrurile ca timp ne depășesc, nu reușim să ne deplasăm în toate direcțiile, facem un plan selectiv în funcție de, să zic, gradul de pericol a companiilor care produc ceva. Atunci, în fiecare an, în fiecare toamnă, scoatem toate companiile și facem o selecție și luăm de acolo o parte pe care le controlăm în anul următor, conform planului. Da, discutăm și despre mărirea efectivelor în cadrul gărzii de mediu imediat. Mă gândeam la vis-a-vis de aceste importuri și diverse materiale care sunt de categoria deșeuri și ajung poate la noi în țară și în alte țări cu siguranță se confruntă, dar poate că nu la același nivel cum se întâmplă în România. Și mă gândesc că la un
un lucru, cred, destul de simplu și clar. Cei care trimit în țară acele deșeuri, cu siguranță au o discuție prealabilă cu destinatarul. Sigur. Sunt aplicate sancțiuni și pentru cei care acceptă cumva aceste transporturi să ajungă la ei? Vorbim aici și de haine, de second hand, de mobilă, de cauciucuri, de alte materiale de construcții și așa mai departe? Acum, legislația noastră se referă la teritoriul național. Evident că dacă întâlnim lucruri care nu sunt conforme cu legislația, există un compartiment de comunicare la nivelul gărzii de mediu care comunică cu omologii din țările Uniunii Europene de principiu. De acolo vin cele mai multe transporturi. Nu? Și care foarte clar, dat fiind că primesc acele documente, la rândul lor își verifică conform legislației lor ce s-a întâmplat și de ce au plecat. Dar pe noi ne interesează țara noastră, primul rând, și face tot ce putem ca să împiedicăm să se întâmple lucruri de acest gen, adică și deșeurile care vin, există o trasabilitate a lor și ele trebuie să ajungă la anumite companii care chiar reciclează acele lucruri și le transformă într-un acolo lucrurile produs sunt clare. Nou care poate fi utilizat din nou pentru a concepe ceva, pentru a produce alt obiect. Și în județ știu că erau probleme destul de mari în Valea Jiului, în special dacă ne raportăm la haine second hand. Aici s-au mai reglat lucrurile pentru că ați aplicat și amenzi destul de mari. Da, am aplicat și anul acesta, am tot aplicat amenzi pe aceste teme, dar încep să se conformeze și noi am făcut o serie de propuneri prin Garda Națională de la București, o serie de propuneri legislative de modificare a actelor pe acest domeniu, pentru că nu era foarte clar unde e limita dintre marfă și deșeu. Ca de obicei o portiță de care se bucură. Da, au reușit să o găsească, pentru că totdeauna există căi și specialiști care găsesc anumite soluții pentru a, să zicem, nu eluda legea, dar a valorifica ceea ce au de vânzare. Bun, timpul trece destul de repede și vreau să discutăm și despre mărirea efectivelor în cadrul gărzii de mediu. Știu că nu odată mi-ați spus și în cadrul emisiunilor pe care le-am realizat împreună și când am mai discutat cu dumneavoastră că v-ați dori să fie mai mulți comisari care să poată acoperi întregul județ atunci când vine vorba despre controle, despre anumite campanii pe care le desfășurați și care se desfășoară la nivel național și evident, trebuie să fie realizate și aici, în județul Hunedoara. Și v-ați dori să fie mai mulți colegi în cadrul gărzii de mediu. Lucrurile, iată, cineva undeva v-a auzit această solicitare și a dumneavoastră și a celorlalți comisari șefi, probabil și din alte județe, pentru că situația este cumva similară, cred, în multe dintre județele țării. Aceste angajări vin cumva și cu o reorganizare, să spunem, sau care este planul, să spunem? Există un proiect de act normativ care a fost postat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și care prevede o reorganizare a gărzii de mediu, a gărzii forestiere și a sistemelor de gestionare a apei. Și în acel proiect se prevede foarte clar că noua entitate se va numi Garda de Mediu, Ape și Păduri, și care va îngloba atât Garda Națională de Mediu, cât și Garda Forestieră și Inspecția de la Apele Române, de la toate zonele, bazinele hidrografice. De ce cele trei instituții? Cele trei instituții aveau aceleași atribuții de control a reglementărilor și a actelor de funcționare. Și evident câteodată ne
se suprapuneau cumva. Ne suprapuneam unii cu alții sau și atunci când mergeam în control comun, discutam cine să aplice măsurile și cine să le verifice. Și atunci ministrul Fechet a spus acest lucru de mai multe ori de-a lungul timpului, că există anumite entități din subordine care fac cam același lucru pe anumite domenii. Atunci probabil că se va crea acest nou organism care va avea un regulament clar de funcționare și care va aduce îmbunătățiri certe vis-a-vis de actul de control și de reglementările care vor fi luate pe aceste domenii. Și ca orice modificare de genul acesta, probabil că vine și cu anumite puncte mai puțin forte, să spunem, care ar fi dezavantajele acestei reorganizări, să spunem. Da, nu știm forma, că nu era clar precizat, acolo era intenția, ideea și motivația pentru care se face această reorganizare, dar ele vor fi clar reglementate, foarte probabil că vor dispărea anumite posturi. Și aici nu ne referim strict la șef de punct de lucru sau că și noi suntem aici în județ, punct de lucru. Comisariatul Județean Hunedoara al Gărzii de Mediu nu are personalitate juridică. La fel și Garda Forestieră, la APE au, dar acolo vorbim de efectiv de compartimentul de control, care înseamnă cam doi oameni. Asta deci am putea trage concluzia că cei reprezentanții de la gospodărirea apelor din județul Hunedoara să fie cei care vor coordona această nouă formulă? Nu, pentru că ei sunt cei mai puțini, adică vin două persoane vis-a-vis de 15-17 cât sunt celelalte entități. Dar asta va fi hotărât ulterior, nu cred că e cazul să discutăm acum. Dar se vor diminua sistemele administrative de pe lângă partea de comisar, gen resurse umane, juridic, contabilitate, toate acestea se vor comasa într-un fel sau altul și presupun mie că lucrurile și prin digitalizare, da, se ajunge la o diminuare a numărului optimizare a activității, mm-hmm, care va însemna probabil o diminuare a numărului de angajați pe domeniul extern comisarilor de mediu forestier. Sau și atunci aceste angajări vor fi doar pentru pe parte cei tehnică activi, de comisari. Practic. Da. Mm-hmm. Comisarul de mediu, ca și cel de la Garda Forestieră, sunt funcții specifice. Deci este funcționar public cu atribuții specifice, clar definit și nu seamănă cu alt funcționar public. De aceea și angajările au fost mai dificile, pentru că așa au mai fost perioade în care s-a dat, să spun, la liber, cine mai are nevoie să facă niște documentații. La noi a fost mai dificil, dat fiind funcția specifică. În care este deficitul în ceea ce vă privește aici în județul Hunedoara? Acum, conform documentului de organizare și funcționare a Gărzii de Mediu, noi avem un deficit de 3 persoane aici. Dar nu pare mult deloc. Nu pare mult, însă dacă ISU e așa funcțional, avem 5 echipe din 6, pentru că avem un coleg care nu mai e disponibil de multă vreme și probabil se va pensiona. Și atunci am rămas în 5 echipe și jumătate, pentru că comisarii de mediu merg câte 2 în echipă la orice control. Și e foarte greu de acoperit tot județul, pe lângă planul pe care ni-l facem, cum vă spuneam, cu o serie de companii pe care trebuie să le verificăm pe anumite domenii. Avem sesizări, avem proiecte pe care trebuie să le vizăm și la care suntem chemați să facem o notă de constatare. Asta nu putem face decât în teren, pentru că la noi vizual, simțit, tot așa se încheie notă de control. Și ca urmare suntem tot timpul în teren, circulă toată lumea în toate direcțiile și încearcă să rezolve cât mai multe probleme. Vin multe sesizări din partea Hunedorenilor? Da, vin destul de multe. Multe dintre ele nu sunt pentru noi efectiv, fac parte din categoria sănătate publică, de exemplu,
că pe mine, de exemplu, dau un exemplu, da, există o companie sau o familie care are o mulțime de animale și animalele lor fac un miros nu știu cum și da. Și atunci redirecționăm la Direcția de Sănătate Publică sau cineva are un coș de fum care dă spre vecinul și nu mai poți scoate rufele afară sau... Și aici nu puteți să interveniți? Nu, pentru că e problema de sănătate publică, efectiv. E vorba de persoana care se simte... Vorbim și de poluare în astfel vorbim de și de poluare, dar nu e o poluare majoră, adică e o poluare punctuală în care sunt afectate simțurile vecinilor, persoanelor care locuiesc în jur. Dar redirecționăm aceste solicitări din partea oamenilor. Evident, Direcția de Sănătate Publică merge și verifică aceste lucruri și în cazul în care constată că lucrurile sunt mai grave decât se scrie acolo, atunci ne sesizează și mergem și noi. Câteodată mergem și în control comun când este cazul. Au fost sesizări, da, să spunem, care poate nu s-au adeverit sau după ce ați ajuns în teren ați constatat că au fost unele chiar haioase, dacă putem spune așa? Da, au fost și asemenea sesizări, dar... Vă mai amintiți? Sigur. Ne sesiza cineva care o fântână săpată lângă gard și că vecinul are o toaletă care... Nu-i, adică o toaletă din aia în curte, fără legare. În modelul vechi. Da, fără conexiune cu canalizarea și că îi tot timpul că îi contaminează apa și nu. Dar totodată persoana respectivă avea un grajd mai sus de 10 metri de la fântână și evident că nu avea niciun sistem de colectare a apelor uzate, să spunem așa. Și gunoiul era pus pe sol și nu avea protecție pentru sol și evident că s-a transformat din plângerea asupra vecinului care era o băbuță și care nici nu prea conta așa cu toaleta exact. Aia ei s-a transformat în aplicarea amenzii pentru respectivă. Deci a fost sancționat cel care a făcut inițial plângerea. Da, dar din întâmplare, cum vă spuneam, da. Așa ca și s-au autodenunțat fără să știe. Da. Fără să se gândească că și el face anumite lucruri care nu sunt conforme. Da, și am mai avut chestii haioase tot vis-a-vis la țară se întâmplă așa mai multe. Aici, într-o comună, lângă Hunedoara, că WC-ul vecinilor nu avea placă în spate și că când merg la toaletă, văd copiii. Deci celuilalt. Și astfel de sesizări primiți. Da, da, și astfel. Și, no, evident că le redirecționăm spre primăria respectivă cu, clar, cu o notă de a ne comunica modul în care s-a soluționat cererea. Și atunci, în cazul în care nu fac în drumul nostru pe acolo, prin zona aceea, ne oprim și noi și scoatem legislația și arătăm celor care se presupune că ar fi vinovați ce ar putea păți dacă nu rezolvă acele aspecte. Mergeți și pe partea aceasta de prevenire, să spunem, și uneori mai da. Iertați, să spunem, pe unii cetățeni care poate nu au încălcat atât de grav. Sigur, nu mergem într-un sistem de aplicare imediată a amenzii. De exemplu, acum de două acolo săptămâni... Acolo unde sunt situații mai blânde. Da. Că... Acum de două săptămâni controlăm sistemul SGR. Comercianții care trebuie să... care vând și care primesc, trebuie să primească înapoi ambalajele sau să le să achite contravaloarea lor celui care cumpără. Evident că lucrurile sunt un pic în ceață acum pentru micii comercianți, nu pentru marii comercianți, toți cei mari s-au organizat și totul funcționează într-o formă, dar cei mici au diverse impedimente și atunci evident că trebuie să le explicăm partea de legislație și să le dăm o serie de măsuri care le vom verifica ulterior cândva. Nu aplicăm direct sancțiunea, dar îi spunem, uite, sancțiunea pentru că nu faci lucrul acesta este între 2.000 și 4.000 de lei. E convenabil sau
mai bine da, îți dă măsură, uite, în decurs de 30 de zile să faci acest lucru. Și încercăm să-i punem pe toți într-o formă legală și evident că la un moment dat aceste controle vor fi și aplicate și vom da amenzi. Sancțiuni, dacă nu da. Sunt, sigur. Nu își pun toate lucrurile în regulă. Suntem la final de emisiune. În perioada următoare, pe ce anume vă veți axa, pe lângă acest sistem de selectare, da. SGR-ul pe care SGR-ul, îl știm da. Deja. În perioada următoare, respectiv din 5 august, vom primi planurile de control pe gestionarea deșeurilor. Ce discutam despre Consiliul Județean Adi Deșeuri și Primării. E, acolo o să fie în virtutea acestui control primim o serie de parametri care trebuie verificați și un sistem de lucru pentru a trage niște concluzii clare și iar în cazul în care trebuie modificat ceva să se poată sintetiza într-o formă acest lucru și să se poată modifica legislația. Dar asta va fi PNGD, spune Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. Și aici evident că o să fie probleme pentru că nu toate primăriile funcționează cum ar trebui, nu își ating targeturile așa cum discutam, plătesc penalități. Unii mai întârzie cu declarațiile în sensul că nu declară la AFM că nu au realizat targetul și vor fi amendați. Că poate merge și așa cum, sau nu, cum mai lungesc, cum mai exact. Ceva, nu știu. Și alții nu le plătesc acele penalități. Da, planuri da. Avem, direcții avem, lege avem. Mai puțin, știți cum e, practica ne omoară de cele mai multe ori și în ceea ce îi privește pe cei care administrează diferite UAT-uri, poate totuși vor înțelege că ei chiar pot da tonul. Da, așa este. Și atunci și populația cu siguranță își va schimba modul în care depozitează deșeurile și poate lucrurile se vor mai schimba și din acest punct de vedere, da. Că de prea mulți ani discutăm despre acest subiect și s-au schimbat prea puțin lucrurile. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Noi vă mulțumim că permanent ne chemați la dumneavoastră și putem face o informare efectivă a ce se mai întâmplă pe acest domeniu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!